S-a certat cu tine. Cu ce să se înjosească? S-a certat cu tine, i-a lipsit respectul. Bianca. Și v-aș certa toată săptămâna, ea se înjosea. Nu ne-am certat toată săptămâna. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Hai mă, stai aici că te simt, cu cămașa aia, cu sclipici pe tine, te simt. Sărbătorești Revelionul în avans? Okay, Crăciunul? Ava. Cu sclipiciul? Da. Ce faci, doamna Andreea? Bine, mulțumesc. Anthony. Da. E interzis Vladei să vorbească cu Catinca sau și cu Bianca? Niciodată. E dat cu... Cu fetele? Să fie mai atentă, să... Să fie mai atentă, da. Și cum i-ai zis? Nu mai știu. Nu mai știu că decât am... bătut subiectul ăsta, dar știu că cel mai mult, prima oară l-am deschis cu Cosmin, mi se pare. Adică nu poate avea încredere în fete, nu există prietenie aici în casă, cel puțin nu are ea parte de ea, de prietenia lor? Da, nu țin minte dacă am zis așa, doamna Andreea, dar... Nu, dar acum te întrebam eu. A. Dar zi-mă ce crezi. Ce... Nu cred, sincer nu, cel puțin pe ele două nu le cred prietene sincere față de Vlada. Ele două? Catinca și Bianca. Ce să vezi, eram unicile, gen. Ce nume? Da, și voi ați spus că nu sunteți prietene. Păi, aia zic. Erați cum? Unicele? Nu, în sens mai apropiate de Vlada, cea mai apropiată este Catinca. Și eu fiind foarte apropiată de Catinca, sunt și eu pe lângă ele. Dar eu am mai văzut asta când în relație, persoana de lângă tine încearcă să te izoleze de prieteni, de hobby-uri, de tot ce-ți place ție și să se focuseze doar pe tine. Bun, hai să zic o chestie, Bianca, hai să zic o chestie. Tu oarecum ai avut nevoie de Vlada pentru votul de lider, până acum. Și Vlada a avut nevoie de ea. Exact. Vlada cât a avut Bianca nevoie, Vlada a fost acolo. Și a fost atunci. Și doar invers că, a fost. Doar că s-a lipsit decalajul. Odată. Odată. În fine. Oare știi cum a plictisit sistemul ăsta? Ai și o colegă nouă de cameră și ai și pe Cristina și așa. Nu va avea rezolvare. Da, e de la început. Da, dar acum că a ajutat-o pe Cristina, începe să o înlocuiască, votul de lider. Pe rând, cum adică Radu? Nu au fost de la început. Nu erau așa apropiatele două la început, Bianca și cu Cristina. Și de ce crezi că s-au apropiat? Când era Patricia în casă, Bianca era mult mai apropiată de Patricia. Colega mea de cameră, foarte normal. Mare legătură. După ce a plecat Patricia, s-a apropiat de Cristina. E normal. Da, bun, dar și eu știu asta și la cu vreun interes? Adică poftim? Vreun interes sau pur prietenie? Păi l-am prietenii? Zis mereu că Bianca are nevoie de Cristina, adică asta am zis-o. Cu ce anume? Am crezut că poate ți s-a mai schimbat părerea. A, nu, este aceeași. Păi și trei timp, uite, că m-am prietenit și cu Catinca, ce mă fac? Păi ai nevoie de... Ajut. Mai mult. Astăzi și oricum care mă ajută. Și de ce nu mi-am ținut-o eu pe Vlada bună, care e în cuplu, care sigur o să ajungă departe și e și lider acum? Nu-mi convenea mie pentru să o țin pe Vlada bună. Pentru că aici ți-ai dat tu un pic eroare cu faptul că nu te-ai ținut de promisiune, că nu știai cum să te împarți între Cristina și Vlada, că știai că se va supăra una dintre ele două și na. Și ce am ales? Prietena? Da, ai ales-o pe Cristina că e mai apropiată. În Vlada nu prea, Vlada știe că e cu Anthony, care Anthony nu prea te suportă și știe că, băi, dacă l-a aleg pe Vlada, da, Anthony nici nu mă suportă, trebuie să-l fac lider. Așa Cristina e apropiată de tine în orice situație. Cristina m-a dat, de exemplu, pe mine. Să-l întrebăm pe Anthony. Anthony, e adevărat, nu o suporți pe Bianca? N-am zis asta. Nu că nu prea o suport, dar m-a greșit. În viziunea Radu s-a referit că în viziunea Bianca, Bianca vede că nu o suport. Dar eu n-am zis. Dar tu de fapt mă iubești. Radu, asta ai vrut să zici? Da. Oh, doamne. Dar vine oricum, nu mai contează. Mulțumesc, Anthony. Mă rog, Anthony. Și ai spus să aibă grijă cu fetele, să nu, căci nu există prietenie. Sau există? No, cel puțin, acum depinde și de persoană. Există în casa asta, într-adevăr. Din punctul meu de vedere, există și persoane sincere, există și persoane mai puțin sincere. Bun, dar ce te faci? Căci dacă ea nu păstrează prietenia cu ele... Mai răruți tu, lider, nu? Dar nu, pe mine nu mă interesează, doamna Andreea. Reacția mea a fost strict la faptul că am avut eu impresia că o iau oarecum peste picior pe Vlada. Numai eu, gen, pe Anthony îl deranjează ce fac eu. Bianca, dacă eu nu-s colega Vladei de cameră, faci tu ceva, faci și colega supărată. Dacă faci tu ceva, faci și Catinca. Ce vina are legătură are asta? Ce treabă are? Eu ce am pus-o pe Bianca să-și înlocuiască votul în gală. Eu am vrut să-l fac pe lider pe Patrick. A fost ideea mea, de la mine a pornit totul. Hai, dansați!
Hai, dansa. Așa. Și atunci la ce mai zis în gală? La ce mai zis în gală Vladi că mă votezi pe mine? Că atunci nu mi-a amintit de cererea Cristinei. Și aia e. Antoni, asta e, pentru că nici Vlada, nici tu nu sunteți apropiați, așa că eu pot să fac asta, înțelegi? O să doare Vlada, așa. Nu doare. Nu doare pe Vlada când aude asta. Dar Vlada nu-i pasă, îi pasă doar de Antoni. Da. Vlada o să facă și o să se supere la comanda lui Antoni. Dacă Antoni s-a supărat, se supără Vlada. Cum faci tu cu Ionuț? Atât. Nu, că nu e așa, Ionuț s-a supărat fără. Hai zi, Vlada. La că eu nu mă supăr la comanda lui Antoni. Păi, tu ce-ai supărat? Eu dacă mă supăr, sunt eu ca persoană să tac. De aia avem unele certuri cu Antoni, pentru că nu spun eu supărarea mea. Așa exact. Sunt eu ca om. Exact. Dar dacă tac, asta înseamnă că nu sunt supărată. Uite că ai dat bomba, acum răspunde la doamna Andreea și scoate-te din încurcătură. Ce e încurcătură? Dar de ce încerci să insinuezi că... Hai, închide gura, Antoni, lasă-o să vorbească ea. Gata, ușor. Păi nu, Vlada face ce face și Antoni. Acum, Antoni, că nu are un argument ceva, vine și bagă așa, că cum faci tu cu Bianca, cum faci tu cu astea. A băgat 18 bezele pe vlog și să închid gura. E ușor să arunci așa cu argumente din astea, gen, hai să te atac cu ceva dacă n-am argumente. N-am făcut nimic, te-ai uitat la vlog. Ai făcut vlog. Poți că ai băgat 18 bezele în gură și spui lui să tacă. Păi eu știu ce dă de înțeles, Patrick, și de la tine cred că pornește. De la Patrick? Păi Patrick îi închide gura când vrea lui Antoni, că data trecută eu m-am uitat și la episod să văd ce se întâmplă și când ei doi erau la masă, i-a zis Patrick, hai, nu mai zi tu nimica, că nu știi nimica, și Antoni i-a închid gura. Gen, e ceva ce știu ei doi, care eu n-am nicio legătură. Azi, tu i-ai spus mai devreme lui Antoni să tacă și el ți-a spus înapoi că fata care bagă 18 bezele în gură îmi spune mie să tacă. Nu, nu a plecat de la mine. Asta așa e, am auzit și eu. Ce și care e faza că nu înțeleg? Păi cum, păi nici n-am înțeles. Cum să zică mie? Cum să zică mie să tac? Să tacă ea, să-și bage 18 bezele și să tacă. Wow, foarte matur. E matur. Da, ea a început. Ea a început. Nu mi-a zis ea să tac. A zis Vlada că... Hai să revenim la Vlada. Vlada a zis ceva. Și acum trebuie să argumenteze. Că vreau chiar să ascult argumentul. Ea mi-a zis să tac. Dacă Antoni nu i-a dat argumentul, ea n-are de unde să... Pentru că ea a zis. Antoni, hai zi argumentul. Liniștiți-vă. Cu toții aveți părere aici în această casă, Bianca. Chiar vreau să vadă. Poate și ea să vadă ceva din exterior. Dar ea n-a fost niciodată împotriva mea și a lui Ionuț. Gen, eu nu ce leg asta de unde până unde și de asta vreau să știu, vreau să știu. Liniște! Eu faci Ionuț după tine. Antoni. Păi mă enervează aici, îmi țipă în ureche aici. Cu ce? Păi tot încearcă să-mi dea mie niște de astea așa, știi? Păi nu știe, nu știe, cade bomba aici și nu știe ce se întâmplă. Paralel cu lumea asta și el îmi spune mie. Aveam o discuție cu Bianca. Ionuț, atenție la limbaj și la insinuări. Aveam o discuție cu Bianca din aur și se întorcea mie și face cu te, cu te, cu te. Așa am făcut. Da, uitați-vă, sper de asta pe televizor să vadă lumea cum face. Da, așa ai făcut. Vă rog frumos, nu mai bombăniți. Clar, tare, da, cu subiect și predicat, fără bombăneli. Antoni, dacă ai ceva de zis, zi tare și normal. N-are să zic. I-am zis, cum doar să încercăm să... Ți-am zis direct, tu nu știi, vorbești și tu când are cineva dialog cu Bianca, te bagi tu și te bagi și așa... Vezi că avea doamna Andreea cu Vlada. Nici tu, nici eu, n-avem legătură în aia. Doamna Andreea m-a întrebat pe mine dacă am ceva de zis, să zic. Doamna Andreea m-a întrebat. Mi-a zis, pardon. Vă liniștiți? O lăsăm pe Vlada să vorbească? Da, desigur. Super. Cum face Bianca și Ionuț? Cum fac ei? Ionuț face ce zice Bianca. Bianca zice să vorbească. Ionuț face cu patru doar să vorbească. Face? Cu patru. Cu așa. Scuze, așa. Bianca mea. Doar ca să îi facă pe plac Bianca. Cu patru. Da, și e foarte greșit asta. Și... Dar eu nu știu ce i-am cerut lui Ionuț. I-am cerut eu vreodată ceva lui Ionuț? Doamne, ferește! Nu, să-mi spună Vlada ce i-am cerut. Nu, Vlada, e mai bine. Dă-mi un argument. E mai bine, Vlada, să stai sus, să stai supărat trei. Stai, mă, frate, vorbești. Dacă stai supărat trei zile, caut. Nu, tu n-ai înțeles atunci ce s-a întâmplat în gală. Noi vorbim despre tipul de discuție și timpul în care se face discuția. Are loc discuție. Ok. Și nu știu de unde până unde părerea asta, până acum erai de o părere bună. Păi, până nu i-a zis Antoni ce să facă. Da, mi-a dat mesaj, mi-a zis. Probabil că nu erai așa. Potoliți-vă, Vlada, dacă vrei să spui ceva, spune, te rog. Are dreptul să aibă o părere, cum aveți și voi, vreau să ascult. Unii despre ceilalți. Am zis. Asta-i? Păi și argumentele? Nu are argument. Ce înseamnă privirile astea? Ce înseamnă? E ceva ascuns acolo. Dar zi, Vlada, că așa o să pară că n-ai argumente, zi. Are, că se vede pe fața ei, dar nu le zice. Dar nu vreau, doamna Andreea. A, bine, de ce? Ți-e frică? Nu, de cine să-mi fie frică? O să piști tu, Aiurea. Nu știu, de ce urmează după? Nu mi-e frică după? De nimic. De Ionuț. De ce nu zici? Nu vreau. Agresiv cu fetele. O să piști tu, Aiurea, dacă nu zici. Lasă. Nu ești agresiv, că ești pedepsit imediat. Potoliți-vă. Antoni,
Păcau da. Vrea să zică Vlada? Păi. Poftim? Ce vrea să zică Vlada? Părerea mea, nu știu, ea a fost vorba că Vlada se supără la comandă și că a spus Vlada ulterior că nu își exprimă supărările că așa e ea și nu mai știu ce i-a sărit Bianca în cap. Și atunci a zis Vlada, mi se pare că și ea face cu Ionuț la fel. Și chiar așa a fost. Adineaur a plâns alaltări sau ieri când a plâns o zi întreagă că nu și-a exprimat supărările la momentul potrivit. Stai că Vlada a spus altceva. Antoni, nu sunteți prieteni. Nu prea au avut, că a vorbit încet. A părut că Vlada cumva știe ceva legat de Bianca și Ionuț și acum se fâstăcește și nu vrea să spună. Dar nu știe ceva anume, pur și simplu nu spune o părere. Sau părere sau ceva. Hai, cu pieptul în față, uite, pune-te așa, cu pieptul în față și cu încredere. Îmi dore capul. Nu e nicio problemă.